Salutare tuturor, eu sunt Andrei și de fapt stăm în pula unui episod din GTA 5 Online. Bine să ne dăm pe nu uitați să apăsați și voi pe butonul de like. Dacă mă sunteți contra și vreți că m-am episod de din această serie, haideți strângem cât mai întâi like-ul la acest episod. Și bă, fraților, acest episod e un episod care, sincer, nu prea aveam de gând să-l fac, doar că am aflat destul de recent că s-a adăugat o nouă mașină în GTA 5 Online. Cred că s-a adăugat astăzi, habar nu am, sincer să fiu, chiar nu știu. Dar s-a adăugat o nouă mașină, mașina aceasta se poate găsi tot la Benny și se numește Italy GTB. După cum puteți vedea, am primit și un SMS cum că mașina mi-a fost livrată în garaj. Și hai să intrăm în garaj în primul rând să vedeți cum arată și după să vedeți și prețul. Să știți, prețul, dacă nu aveți mulți bani în GTA 5 Online, să știți că prețul cam o să vă dea dureri de cap, cam o să facă urât așa. Dar nu uitați să apăsați și voi pe butonul de like dacă mă susțineți contra și vreți ca un alt episod de din această serie, haideți să strângem cât mai multe like-uri la acest episod. Dacă mai vreți episod de bineînțeles în continuare de GTA 5 Online. Și o mașină pe care am comandat-o și care este nouă, este aici sus. Este aceasta. Cam așa arată în forma ei default. Seamnă foarte mult cu T20. Parcă seamănă puțin cu T20. Nu știu dacă le-am cumpărat puțin. Ai zice că seamănă, nu? Adică mie unul chiar așa mi se pare că seamănă destul de mult cu T20-ul. Da, cam aceasta este mașina. Aceasta cu roșie și cu portocaliu. Asta este mașina adăugată în noul update. Bine, știți că cei de la Rockstar adaugă mașinii în zile diferite. Na, e destul de interesant și hai să vedem. Mașina o puteți găsi la Benny dacă vreți să vă o cumpărați și voi. Și bineînțeles, aceasta costă 1.200.000 de dolari. Da, e cam mult să fie. Cred că e cea mai scumpă mașină. Nu. Da, e chiar cea mai scumpă mașină din joc de la Benny. Doar de la Benny. Costă cam 1.200.000 de dolari. 200.000 de dolari, pardon. Ca să vă faceți așa o idee. Deci dacă nu aveți bani, da, baftă. Good luck, have fun. Ok, hai să mergem să o tunăm, să vedem cum se tunează această mașină. Și bineînțeles, după cum știți, tunându-se la Benny, cel mai probabil o să se tuneze Super Smaker. Și am uitat să vă arăt o chestie. Hai să dăm puțin exit în Office Garage 1, pentru că vreau să vă arăt un model cam cum se tunează mașina, pentru că am uitat să vă arăt chestia asta și îmi pare rău. Deci mergem aici la Benny, pun la stock și dăm mașina, bun. Cam acesta este un exemplu pentru mașină, deci asta este modelul default. Bine, așa arată ea default cum o primești și așa este un model, un fel de model. Înseamnă cam ca tot cu o mașină de raliu, da? Deci cel mai probabil așa o să facem și noi, bănuiesc, nu știu. Hai să vedem. Modify your vehicle și cred că episodul ăsta doar chestia asta vom face, habar nu am, sincer să fiu, pentru că altceva nu prea știu ce pot să fac. Și costă 500.000 de dolari să îi aplici modelul custom pe această mașină, adică practic te duce pe undeva pe la 1.700.000 de dolari dacă vrei să stunezi mașina destul de ok. Dacă, și asta e doar începutul. S-ați convins că asta e doar începutul. Bun, armură la maxim, race brakes, bumpers, hai să vedem. Deja îmi place cum arată. Uitați-vă puțin, zici că e robot, frate, mașina asta. Holy fuck. Băi, chiar șmecher, deci e super șmecher. Super șmecher mașina asta, cum se vede așa. O să-l iau pe ăsta ultimul, că îmi place foarte mult așa cum arată el. Iar bumpers, care arată mai șmecher. Bă, să știi că ăsta default arată mai șmecher, dar hai să-l punem pe ăsta. De ce nu? Chases, fenders, ce sunt astea? What? Oh, ok. O să le pun pe astea, bănuiesc. Da, nou. Ah, puteți pui și aici? Sau trebuie să alegi? Cred că trebuie să alegi, mă rog. Ok. Engine tunes, level 4. Exhaust, titanium. Și pune încă unul plus. Hood accessories. Avem niște chestii aici care nu știu ce fac ele, dar bănuiesc că fac ceva ok. Oh my god, ce șmecher arată! Deci, ok, arată foarte șmecher. Chiar arată foarte șmecher, dacă vă uitați voi bine.
Horn nu vreau. Da, sunt curios o chestie. Uite, mai avem asta de Halloween, what the fuck? Vă vedeți când mai avem asta de Halloween? Lol. Ok, aici am... Putem să facem ca o mașină de curse. A, să o facem, de ce nu? Dar nu o să mai pun stickere pe aia sau livery-uri. Cred că o să o las așa, mă gândesc. Hai că, bine, depinde și ce mi se oferă la livery-uri. Ok. Asta pun așa, seats, punem scaunele de gaming. Chiar arată ca niște scaune de gaming, să-mi văd piciorul. Aici o să pun asta, frate, îmi place mai mult asta, nu știu. Adică, nu știu, nu-mi place să aibă volanul butoane, frate, să-mi bat piciorul. E urât volanul cu butoane. E chiar urât, după părerea mea. Dacă tot e volan, să nu aibă butoane, totuși. Hai să punem ceva aici, să se vadă cât mai ok. Uite că punem asta, blue și silver. Un roll cage. Roll cage, da, hai că de ce nu? Arată asta. Lights. Xenolights. Bun, așa. Cred că o să fac mașina asta pe roșu, care arată chiar foarte bine. Îți pun pe red, așa. Livery. Hai să vedem ce avem noi la livery. Ok, am zis că nu mai fac cu livery-uri de astea de curse. Așa că dacă avem o... Mamă, ce bine arată. Bine, nu. Nu arată ce știe ce. Mă rog. Dacă avem o... Ceva mai interesant, nu prea avem. Avem doar livery pentru mașină de curse, gen. Ori vrem să o facem mașină de curse, ori nu. Cam asta e posibilitatea. Da? Foarte tare. Ok, plates. Îl punem pe ăsta free sau... Hai să o punem pe ăsta black, așa frumos. Frumos legat cât de cât. Bun, hai să vedem la metallic. Negru nu prea îmi place la mașină. Ar fi interesant un candy red, dar din păcate nu prea pot să-l iau. O să las pe roșu ăsta normal și să dau la secondary color, să dau pe metallic și unde este redul? Asta, uite aici este redul, dar întrebarea mea este care red este cel de aici, pentru că seamănă foarte mult între ele. Oare e redul normal? Ăsta? O seamănă ar fi ăsta. O să pun pe ăsta. Ia, hai să vedem totuși. Primary color, metallic. Să vedem ce fel de red are. Bă, faza că nu are niciun dintre red-urile astea. Să punem noi red-ul ăsta. Dar chiar că arată diferit red-ul ăsta. Nice. Ok, trim color e ăsta. Sau, stai, ce se schimbă? Că nu-mi dau seama. Problema, nu se schimbă nimic. Ok, nu mai schimbăm nimic atunci. Roof, hai să vedem ce putem pune noi la roof. Carbon stripped roof. Ba, picior, nu prea arată ok. Yeah. Frate, zici că... Că bananul arată cinci, ce ok. Acă pun pe ăsta. Sau? Să fie așa mai agresivă mașina? Ce ziceți? Ăsta, mi-am pus antenă de televizor acolo, ba, piciorul nu. Nu e urât. O să pun pe ăsta așa. Arată mai ok după părerea mea. Skirts. Pun pe ăsta. Spoiler. Oh, preferatele mele. Hai să vedem ce avem noi aici. Spoiler nu-mi place ăsta. Na, nu-mi plac spoilerile astea. Uite, ăsta îmi place. Adică, cu cât e mai mare, cu atât e mai ok. Se vede așa mai frumos, nu credeți? Eu cred chestia asta. Stai, fac. Ce, am terminat tot? Nu. Am transmisie, turbo, să-l facem pe asta repede. Aici să vedem ce punem. Nu vreau, dar ăsta Benny original. Arată chiar jumecher cu roțile astea. Și adevărat că nu le-am mai pus la... Am pus roțile astea doar la o singură mașină. Și credem că s-ar merita să le mai pun la încă una. Nu? Mai că eu așa zic, sau pe astea s-ar merita. Nu știu dacă le-am mai pus pe asta la o altă mașină. Dar chiar arată și super, super, super șmecher. Asta era, da? Da. Să o punem pe asta, de ce nu? Chiar arată excelent de bine. Să le punem pe black sau pe roșu? Red. Ia să vedem cum arată red. Arată ok, îmi place. I like it. What?
Wait a second. Avem chestii interesante aici. Putem să punem o linie roșie sau o linie albă. Hai că putem spune și o linie albastră, dar nu prea-mi place asta. Parcă-mi place asta. Place să fie așa. Și hai să punem la dark wheel color. Spunem așa, pe alloy, să arate mai ok. Sau să punem pe black. Ca să iasă în evidență roțile, cauciucurile albe. Că de deci aici am pus tire enchantment bulletproof și tire smoke, o să fie roșu. Bun, Windows, o să le punem limo. Exit to ground. Holy fuck, deci ne-am făcut mașina viitorului. Frate, arată excelent. Deci nu știu, parcă, sincer să fiu, parcă m-ar fi durut inima să îi pun livery-uri de alea custom. Facă și toți din sesiune. Deci parcă m-ar fi durut inima să-i pun un livery pe mașina asta, pentru că arată prea șmecher. Fără livery, mă refer, ai că arată super șmecher. Uitați-vă și voi la aia. Arată chiar super șmecher. Da, mi-ar fi plăcut să pună și ceva rear bumpers, adică să pună și ceva mai interesant pe spate, că nu prea e interesant ce e pe spate, în afară de spoiler, bineînțeles, pentru că spoiler e super șmecher. Spoiler face tot și chestia asta din față face tot. Îmi place foarte mult, zici că e din viitor, frate, să-mi bat piciorul. Deci e prea awesome. Să spunem puțin la soare aici. Spunem puțin la soare, uite, așa. Ieșim puțin din mașină. Și vreau repede style ceva, uite. Ca să scot chestia asta repede. Ok. Și aștept să dispară scrisul ăla de pe ecran ca să... A, dar stai mă, să o întorc puțin. Că se vede urât pe spate acolo și nu-mi place. Trebuie să o întorc așa. Vreau să nu mai scrie nimeni pe chat, adică, na, nu pot să le zic eu să nu mai scrie pe chat, din păcate. Uite că a dispărut. Nu mai scrie nimeni, nimica. Ok, se omoară tipii A3 și nu pot să fac poza, pentru că da. Ok, o să stau așa până pot să fac poza. Până pot să fac o poză. Am mă dispar cu feature adversary mode active job updated. Dă-te naiba, că vreau să fac o poză eu. Come on! Come on, dispari! Op! Poză, gata. Ok, asta va fi și thumbnail-ul, bineînțeles. Va fi poză pentru thumbnail. Și să pun asta la loc, perfect. Bă, e ceva haos pe sesiunea asta, văd că se omoară tipii, au elicoptere, au chestii, bă, ești nebun la cap. Ok. Chiar îmi place cum am făcut mașina asta, arată super interesant. Nu știu, îmi place roțile astea albe, ca, nu, cauciucurile astea albe se potrivesc cu orice, după părerea mea. Deci se potrivesc chiar cu orice. Și chestia asta chiar îmi place. Chiar îmi place foarte mult. No, bun. Sunt curios dacă s-au mai adăugat ceva haine noi și hai să-mi schimb totuși style-ul. Bă, tu dai mașina mea? Am cumpărat-o azi, da? Așa că... Shut the fuck up. Uite mă, eu îl dădea cu mașina mea. Hai nebun la cap, păi lasă să fac una ca asta. A, și merge poliția, perfect. Super! Super, super, super. Mă ia și poliția și... Sper că nu vine nimeni după mine să-mi dea target sau chestia asta că mă supăr. Mă supăr grav. Bun. Nu știu dacă asta e ultima mașină din update. Adică nu știu, habar n-am. Probabil s-ar putea să fie ultima mașină din update. Din update-ul care este acum. Păi nu știu, îmi place că cei de la Rockstar adaugă update-uri foarte... au un mod de a adăuga update-uri foarte interesant, gen update-ul principal, gen cu DLC-ul, cum a fost asta cu import-export DLC. Update-ul ăsta a adăugat foarte multe mașini, foarte mult content, a fost tot ok. Dar pe lângă asta, Rockstar mai adaugă mașini ocazionale, frate. Deci, odată la o săptămână, două, ei adaugă o mașină și chestia asta îmi place foarte mult. Pentru că, pur și simplu, nu rămâi fără content și, gen, eu dacă aș vrea să filmez GTA 5 și nu am ce, păi, nu știu, iau o mașină și o tunez. Gen, pot să fac chestia asta foarte ușor.
Dar sincer să fiu, acum chiar nu mai știu, chiar nu prea am idee ce ar mai putea face, gen am turnat mașina, oh, what the fuck. Am turnat mașina, ok, dar nu prea mai am ce să fac. Faza e că nu prea mai am ce să fac. Mamă, ce urât să faci mașina asta. După, ia, să se scoate, că vreau să fac o chestie. Vedeți că se poate scoate chestia din față. Hai să o scoatem. Hai. Împinge-te în mine. Scoatem chestia aia. Hamă. What the fuck, frate. Ok, mi s-a scos capota. Avem un frate, pe bune. Nu se scoate? Hai, come on. Let's go. Ok, o să mă bușesc de perete până se scoate. Dacă așa nu vrea, poate așa vrea. What the fuck? Lol. I-am luat pe amândoi unul după altul. Și ăla chiar a murit. Nu, și aveau motociclete identice. Voi vedeți? Aproape identice. Și au și livery-uri pe ele. Lol, that's nice. Dă-te mă cu mașina ta de aici, ho. Easy. Uite, au livery-uri pe motociclete. Foarte tare, frate. Dar tipul ăsta, din păcate, a murit. Bă, vreau să scot, frate, spoiler-ul ăsta. Bă, da, mă sună toată lumea pe mâine. Încă să intru într-o mașină. Fac cât de tare pot eu. BUM! Și tot nu se poate scoate, ok. Bă, frate, chestia ține să rămână țintită acolo, ce naiba. Chiar nu-mi place cum se comportă. Ia. BUM! Amă, pe bune. Deci eu vreau să văd chestia scoasă, dar nu pot, pentru că, na, nu pot. Și hai să facem o comparație. Nu știu, mi se pare că mașina asta seamănă destul de mult cu T20-ul. Așa că o să vreau să fac o comparație. O să mă duc la firmă, o să las mașina acolo și o să sun T20-ul să vină să vedem. Ok. Hai să dăm aici, boom, așa. Facem o mică curbă care nu prea ne-a ieșit, din păcate. Văd că sunt tot blângă de chestia aia pe acolo, dar văd că nu se scoate. Și what the fuck, mașina asta în aer. Încă asta în aer, ok, nu mai asta. Da. No, bun. Hai să ne ducem cu mașina în garaj și să luăm T20-ul, să chemăm noi T20-ul foarte frumos. Opa. Stai că nu trebuie pe aici să iau. Trebuie să iau pe aici din contră. Ok. Office Garage 1. Și o să ies acum și o să sun la T20. Hai să vedem cum arată reparată mașina. Că am și uitat cum e să fie reparată mașina, că am văzut-o foarte puțin. Iată, arată super șmecher. Nu aveți ce zice, arată excelent, frate. Deci e mașina viitorului. Mare puțin și zici că e mașina viitorului, frate. Da. Deci cam așa arată. Dacă vreți o privire de ansamblu asupra acestei mașini, cam așa arată. Și să fac o poză și aia, așa. Ce ziceți? Ok. Așa. Style. Perfect. Dau repede la M. Invent, nu, style. Și dau înapoi pe minimal, ok. În alta, dar ochelarii ăștia aparent au efecte. Ok. Înapoi la asta, așa. Bun. Și hai să mergem afară și să ne luăm noi T20-ul. Să vedem cum arată. Ok. XT to ground. Perfect. Nice, nice, nice. Ok, și hai să sunăm la mecanic. Bun, mecanic. Dă-mi și mie T20, please. A, da, apropo, vă place bărbița? Mi-am lăsat barbă. În joc, bineînțeles. Mi-am pus barbă, m-am dus la ăsta, la frizer și mi-am pus barbă. T20. O să vedem cum arată. Asta e că trebuie să mă duc cu ea în garaj, pentru că nu pot să scot ambele mașini afară, din păcate. E destul de nasol, dar e o metodă de a preveni lagul, bănuiesc, sau bagurile, nu știu. Oricum, una din două tot le preven. Mă rog, le evită, practic, prin faptul că nu pot să scot mai multe mașini afară. Da, parcă seamănă puțin cu T20, nu știu, dar. Bine, adevărat că se și tunează mai diferit decât T20 mașina asta.
Mașina care am tunat-o acum. Dar hai să vedem. Băgăm aici. Chiar sunt foarte curios. Adică, nu știu, mie mi se pare că e aproximativ la fel cu T20-ul. Hai să vedem. Bine, probabil acum nu prea e la fel, dar cel puțin înainte semăna super mult cu T20-ul. Adică înainte să fie tunată mașina, semăna cu T20. Ia să vedem cum arată. Ok, lăsăm asta jos. Bă, să știi că nu seamănă foarte mult. Cum observ și eu chestia asta, nu seamănă chiar așa mult. Dar nu știu, parcă mi se pare că seamănă. Bine, adevărul că am făcut și foarte multe îmbunătățiri la mașina asta. Am adăugat o chestie aici. I-am adăugat de toate, ok? Deci mașina asta este monstru mult în față. Dar oricum am să las T20 aici, că mi-e de să-l duc înapoi la garajul care era inițial. Și de luna pe cerul lor. Hai să fac o poză. Mai n-ar. Dar tot ar trebui să scot ăla și miele. Na, mă rog. Nu, bun, bă, fraților, cam ați s-a și episodul de astăzi. Eu sper că a plăcut. Dacă a plăcut și vreți că mă trebuie să de GTA 5 pe viitor, nu uitați să apăsați pe butonul de like. Vom mai face episoade când vom mai avea content, când vom mai putea tuna niște mașini, dar bineînțeles și sugestiile voastre sunt binevenite în secțiunea de comentarii, să puteți spune ce ați vrea să fac eu pe GTA 5 online, nu știu, să faci anumite misiuni, să faci nu știu ce, să faci challenge, să faci, mă rog, ideile voastre, ok? Lăsați ideile voastre în secțiunea de comentarii și noi ne vom da data viitoare. Pa, pa!